Două continente, 10.000 de kilometri și o mașină care a costat mai puțin de 500 de euro. Pe scurt, raliul Amsterdam-Dakar. Doi tineri curajoși din capitală sunt singurii români care participă la competiție. Este prima dată când țara noastră va concura alături de aventurieri din toată lumea. Raliul Amsterdam-Dakar Challenge, un maraton de aproape o lună în autoturisme ieftine. Nici o mașină nu trebuie să coste mai mult de 500 de euro. 50 de concurenți din toată lumea străbat două continente și 13 țări. În total, 10.000 de kilometri în 24 de zile. Startul se dă din Amsterdam la începutul lui noiembrie. Scopul este unul caritabil, așa că nu oricine se aventurează. Alexia și Mihai sunt singurii români din competiție. Ea este studentă la comunicare. El e specialist în calculatoare. Amândoi sunt însă dornici de aventură și vor cu orice chip să ajungă la destinație. A fost ideea unui prieten al nostru care a găsit raliul acesta pe internet și ne-a propus să mergem. Inițial nu era România pe formularul de înscriere. Însă i-au sunat pe organizatori și au obținut un loc. Au primit în dar o mașină fabricată în 1997 și s-au pus pe treabă. Autoturismul e vechi și pretențios. A fost adusă din Luxemburg. Motor 1.7 diesel. Modificări nu i-am adus. E modelul stock de fabrică. Tracțiunea pe față. Pierde antigel, apa se încinge, cutia de viteze se blochează și nu are aer condiționat. Alexia și Mihai spun însă că se vor descurca. Da, o să ne țină până acolo. Sunt 10.000 de kilometri de drum greu, dar ne țin. Facem din ce în ce mai multe drumuri cu ea, să testăm să vedem unde ar putea fi probleme, descoperim hibe, încercăm să le reparăm cât mai repede până nu descoperim altele. Până în toamnă au timp să facă teste. Între timp trebuie să găsească și sponsori. Aventura nu va fi deloc ieftină, iar competiția nu le va aduce niciun ban. Autoturismele care vor rezista până la final vor fi scoase la licitație. Banii vor fi donați oamenilor cu probleme. Ne întoarcem acum la